Titlul expoziției este Semne și profeții. E o preocupare de-a mea mai veche. Îngerii fiind transmițători ai unor mesaje. În general abordez subiecte biblice. M-ați întrebat și de martir. E vorba de suferința sufletească, mai mult despre martirajul sufletului. Avem chiar aici o lucrare cu această denumire. E vorba de transfigurarea sufletului, de transformarea sufletului spre divin. După cum vedeți și în această expoziție, am preferat lemnul. Lucrez foarte mult în lemn. Lemn care apoi este pictat sau cu diferite intervenții, prin diferite tehnici, cu alte materiale, pânză de sac. Am intervenit chiar și cu foc. Eu îi spun patină de foc. Lucrez și în piatră, am și lucrări în bronz. Sper pe mulți vizitatori să-i pună puțin pe gânduri toată această, dacă aveți, viziune un pic macabră, apocaliptică, chiar, da, și să deschidă ochii, de ce nu, spre ceea ce se întâmplă în general în lume, în prezent.